Vă salut, prieteni! Aș vrea să vă propun un subiect interesant, un subiect care eu personal nu l-am mai dezbătut niciodată până acum și nici n-am mai auzit pe YouTube la altcineva, și anume plasarea puiilor la doică și motivele pentru care facem acest lucru și procedeul personal, strict personal, cum gândesc eu și cum am făcut eu. Așadar, să dezbatem puțin acest subiect. Dacă aveți o femelă, exemplu meu, uriaș german, puișorii aceștia de față sunt puii campioanei mele de la Sibiu. O femelă trecută de 2 ani, care a avut un cuib. Primul cuib l-a dus foarte bine. Această femelă de aici, deja i-am încercat puii, este a doua remontată. Deci are nepoți femela mea de la Sibiu, campioană. Și-a dus primul cuib, al doilea n-a vrut să-l mai ducă. Ca să nu pierd puișorii, am apelat la această metodă, plasarea la doică. Cum am procedat? Am dat pe Facebook cine are o doică, cine are o femelă proaspăt fătată. Am găsit această femelă de californian la Alexandru Șerb la Perișan. Să-i dea Dumnezeu sănătate la copil că a vrut să-mi o dea. I-am dat un masculaj de uriaș german gri, tatuat, scos din ecaz. Pe ea, la schimb. Cum am procedat? Am luat femeia de la băiat din cușcă, am pus-o într-o cutie, am luat-o împreună cu 7 pui ai ei, cu puful aferent, chiar și cu căcăreze, cu excremente, crotine, și am adus-o acasă, am plasat-o într-un cuib mai mare aici la mine în curte, ați mai văzut prin filmare unde a fost pusă, a avut 7 puișori, am fost nevoit să elimin 5 puișori din cei 7. Așadar, am lăsat în prima fază 2 puișori de a ei și am pus 5 de la uriaș. După alte 2-3 zile, când am văzut că e mamă bună și au acceptat acești pui, care, mulțumesc la Dumnezeu, s-au făcut mărișori și sunt frumoși, peste o lună o să fie cât ea, probabil, i-am scos și celelalți 2 pui a ei și am lăsat doar pe cei 5, pentru că ea este californian, este mai micuță. Nu cred că are atâta putere să ducă 7 pui, dintre care 5 uriași. Și astfel am reușit să salvez acești 5 puișori, din care mândruța asta frumoasă fără urechi, care mama s-a mâncat urechile, ei femeluță. Am 4 femeluțe și un masculaș în acest cuib. Vedeți ce urechi frumoase are, fiecare în parte. Toți au o blană bună, sunt scoși din femeia mea campioană de la Sibiu și din Tank, care l-am vândut la Olănești. Mai ieri alaltă ne-am discutat cu omul, e foarte mulțumit și atașat de Tank, care deja monte făcute cu el. Deci doi părinți de excepție, merita să salveze acești puișori. Ar fi fost mare păcat să nu pot să mai prind ceva din femeia aceasta și din masculul vândut. Cam asta este ideea. Știu că o să fie oameni împotrive care o să mă întrebe ce ai făcut cu puii, cum i-ai eliminat, ce ai făcut cu ei. Efectiv, să mă ierte Dumnezeu, am scăpat de ei. Se fac fel și fel de schimburi de acestea. Odată cu hotărârea luată să pui la doică, nu ai ce face. Îmi pare și mie rău de fiecare dată când trebuie să arunc din pui la femeia mea din curte, Pro 21380, care acum ultima dată mi-a făcut 12 pui, mi-am lăsat doar 7, 5, i-am trimis în rai, n-am avut ce face, asta e. Numai așa putem să ne întărim matca, așa putem să facem anumite chestii care să ne ajute să evoluăm. Ăsta a fost subiectul, sper să vă fie de folos și cine crede că se descurcă, să procedeze la fel. Doamne ajută, sănătate!